Alocațiile vor intra de la 1 februarie mărite cu 20%. Astfel, alocația pentru copii cu vârstă între 2 și 18 ani va ajunge la suma de 214 lei pe lună. De asemenea, alocațiile de care beneficiază copiii cu dizabilități vor fi și ele majorate, acestea ajungând la o sumă de 427 de lei pe lună. Alocațiile copiilor se vor majora începând cu data de 1 februarie. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că Partidul Național Liberal nu a adăugat un procent mai mare, deoarece creșterea unui copil este costisitoare. Majorarea alocațiilor va intra pe data de 1 februarie. Guvernul susține faptul că va exista și o a doua tranșă de majorare, însă aceasta nu este încă planificată și nu știm dacă va rămâne doar la stadiul de dorință. Ar trebui să le mărească și mai mult, pentru că vedeți prețurile cât e și un copil nu se crește cu 1.500.000 sau câte 150 de lei. Acum se vor face 214 de lei. E suficient. Dacă n-au bani, da. Trebuie, legea este, trebuie să o respecte. Dacă au aprobat-o, atunci nu s-au gândit că n-au bani. Deci aprob lege nouă, ni se spune să le respectăm legile, dar ei ce fac în Parlament, în guvern acolo? Deci tot ei au votat și tot ei nu respectă. Nu se poate, deci un partid ca ăsta, deci guvern ca ăsta n-a mai întâlnit până acum. Oamenii sunt nemulțumiți de procentul de majorare al alocațiilor, această sumă fiind prea mică pentru a întreține un copil. Ca orice nouă cheltuială, majorarea alocațiilor apasă greu pe bugetul statului, care nu trece printr-o perioadă tocmai fericită. Desigur, să se mărească, pentru că sunt cheltuieli multe pentru a crește și a întreține un copil, totul s-a scumpit și mi se pare firesc să se mărească și alocațiile copiilor. Sunt prea mici alocațiile copiilor. Un copil nu poate să supraviețuiască cu alocația din prezent.